De ce a trebuit să moară Hristos? Sau o altă întrebare la fel de serioasă. Trebuia să moară Hristos? Unde era Dumnezeu în acest conflict? Ce dorea El să se întâmple? Care era planul Său? Unde era Satana în acest conflict? Ce dorea El să se întâmple ca și domnitor al acestei planete? Vine biserica noastră și după concepția ei despre ispășire, este clar că la întrebarea aceasta trebuia să moară Hristos, spun, bazat pe definiția ispășirii, trebuia neapărat să se ajungă pe cruce, astfel planul de mântuire se bloca, că ei nu știu de nimic altceva. La a doua întrebare, unde era Dumnezeu în acest conflict? După concepția bisericii despre suveranitatea lui Dumnezeu, când Dumnezeu ca suveran dorește să se întâmple un lucru, acel lucru se îndeplinește. Planul acela este dus la bun sfârșit. Noi ne gândim că Dumnezeu este suveran și momentul în care El decide ceva, se execută. Deci, prin urmare, nu contează că El este originatorul și executorul crucificării lui Iisus Hristos. E planul lui Dumnezeu. Dar ce facem cu Satana în planul acesta, ca și domn al acestui pământ? Ce facem? Că îl vedem foarte prezent în crucificarea lui Iisus Hristos. O fi devenit și Satana un colaborator devotat la planul lui Dumnezeu pentru salvarea omenirii? Că este clar că Satana a făcut tot ce se putea face spre a-L vedea pe Iisus pe cruce. Da? Vedeți că răspunsurile noastre duc într-o direcție. N-ai cum să o schimbi. Este cu sens unic. Capătul duce în direcția aceasta. Fiți foarte atenți. Dar ce facem cu raportul Scripturii? Călcăm în picioare toate încercările lui Dumnezeu prin care a încercat să facă ceva ieșit din comun pentru a împiedica răstignirea lui Iisus Hristos? Pentru că pe baza definiției suveranității date de teologii noștri, Dumnezeu când spune ceva, se face. El nu intră în criză. Da? Dar ce facem cu argumentele în care îl vedem pe Dumnezeu încercând să stopeze crucificarea? De ce nu ne amintim că un înger a fost trimis la soția lui Pilat, ajutându-o să înțeleagă grozăvia pe care era să o comită soțul ei? Ce faci cu momentul acesta? Vă rog să vă gândiți. Cum răspundeți la așa ceva? Și mulți dintre dumneavoastră spuneți, criză? Conflict? Păi n-a fost cel mai mare conflict? Era pe cale ca să moară fiul prea iubit. Întrebare, a fost guvernarea lui Dumnezeu în criză la Golgota? Și deja parcă văd câțiva dintre frații și surorile noastre care zâmbesc ironic la o asemenea sugestie naivă pe care o pun în fața dumneavoastră. Domnul nostru, bă, frate, nu poate fi pus în asemenea situație de criză. Cine te-a învățat pe tine la școală că Dumnezeul nostru poate fi pus atras în situații de criză? Păi e Dumnezeu, e puternic, e tot puternic. Planurile Lui sunt veșnice, se realizează întocmai la timp, iar evenimentele din Marea Luptă nu pot pune în pericol scopurile sale, inclusiv moartea lui Iisus pe cruce. Și eu vă spun, da, mă, fraților, așa s-ar întâmpla dacă tatăl acesta ar fi un dictator fără scrupule, un dictator inflexibil, arbitrar și sever, așa cum l-a prezentat vrășmașul de-a lungul timpului și așa cum pastorii noștri au făcut doctrină și învățătură din așa ceva. Când ai la dispoziție mijloace de constrângere și ești dispus să le folosești pentru dreptatea lui Dumnezeu, e posibil să eviți orice criză majoră și înțeleg de ce zâmbiți. După concepția bisericii despre caracterul lui Dumnezeu, noi vedem în cruce modul în care va trata Domnul pe toți păcătoșii în pietriță. Așa spun teologii noștri. Crucea ne arată felul în care Dumnezeu va reacționa împotriva păcătoșilor care vor refuza oferta lui Dumnezeu. Bă, fraților, faptul că nu l-a cruțat nici chiar pe Fiul Său, nouă ne spune că Dumnezeu are astfel dreptul, dar nu dreptul, obligația să pedepsească și să extermine pe toți cei care vor refuza oferta sa de har abundent. Asta aud de la frații care zâmbesc, bazat pe definiția lor despre ispășire, bazat pe definiția lor despre suveranitatea lui Dumnezeu, bazat pe definiția lor despre caracterul lui Dumnezeu. Și ce dacă violența și cruzimea izvorită din inima lui Satana sunt văzute de noi ca fiind atribute ale neprihănirii? Și ce dacă? Ce mai contează dacă ele sunt făcute în numele dreptății?
Cine ne-a adus la o astfel de mentalitate? Cine ne-a făcut să credem că Iisus a fost pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit? Păi cine ne-a făcut să gândim așa? Ce plăcere păcătoasă și tainică ne face să susținem că El a fost lovit de Dumnezeu? Oare cine ne-a învățat așa ceva? Ce credem că realizăm dacă evităm să recunoaștem că noi suntem adevărații ucigași de pe calvar? De ce ne este greu să vedem cu câtă eficiență îl limităm pe Dumnezeu, ridicând o barieră între El și noi prin zidul gros al păcatului colectiv neasumat, că noi am făcut lucrul acesta? Nu trebuia să moară. L-am omorât. Dacă spuneți că trebuia să moară, spunem l-am omorât. Să vedeți că se schimbă cu totul dinamica. Cât spunem așa? Și e păcatul colectiv, păcatul cetății. Puteți merge în oricare dintre comunitățile oricărei biserici adventiste de ziua șaptea și peste tot veți auzi istoria lui Hristos trasă la indigo, folosind același limbaj, aceleași ilustrații, aceleași predici, aceleași fapte istorice interpretate în aceeași lumină, lecții spirituale înțelese și aplicate la fel, producând peste tot o foarte plăcută evlavie fără putere. Peste tot veți auzi despre dragostea lui Dumnezeu descoperită în Hristos la cruce, dar pe care să nu îndrăzniți să o refuzați prea mult, că vă așteaptă iazul de foc. A cui e glasul acesta? Așa se face că duhurile de demoni au reușit să îmbarce în același tren întreaga omenire, mai convinsă ca niciodată că marele conducător al trenului este bunul Dumnezeu. Și îți pui întrebarea despre faptul că Hristos trebuia să moară. Și mai venim și cu jignirea Creatorului nostru, spunând că mâna Lui este prea scurtă ca să mântuiască din păcat. Poate El să vindece odată tot poporul, să ne facă sfinți, să primim haina instantaneu la Marea Zi a Ispășirii? Noi ne mulțumim, frate, cu o mântuire virtuală pe baza sângelui lui Hristos. Trăim în păcat aici și suntem conduși de neprihănirea prin credință, că ne-au vândut-o negustorii aceia care vând ulei pe bani buni, știți, fecioarele care s-au dus să caute de la vânzătorii de ulei răspuns. Păi ce facem cu Dumnezeu? Ori e suveran și El a impus și dacă da, atunci prin definiție direcția ne duce la faptul că este originatorul și executorul crucificării Fiului Său? Ce facem cu argumentele biblice? De ce a trimis un vis soției lui Pilat? Ce s-ar fi întâmplat dacă Pilat ar fi rezistat presiunilor Sinedriului de a-L pune pe Iisus pe cruce? Gândiți-vă că avea și autoritatea, și puterea, și capacitatea să facă acest lucru. Era suficient să măcelerească o parte din gloata aia gălăgioasă care susținea cererea Sinedrului sub pretextul că aceștia ingită la revoltă împotriva Imperiului. Mai ales că așa ceva era uzual în acea vreme și nu ar fi tulburat prea mult apele la Roma. Se putea. Văzută din perspectiva mântuirii personale, răscumpărarea aceasta prin sânge și prin jertfă pare foarte importantă și e valoroasă și e suficientă până la un anumit punct. Ea joacă un rol în salvarea noastră și sunt de acord cu lucrul acesta. Există însă un element care ne obligă să primim viața și jertfa lui Hristos din perspectiva infinit mai glorioasă și mai largă a marii controverse. Nu ne mai permitem să vedem crucificarea lui Hristos decât din această perspectivă a mântuirii personale. Că aici vorbim în perspectiva marii controverse. Dacă jertfa lui Hristos a distrus, a pus în pericol mortar împărăția lui Satana, de ce a fost El atât de zelos în instigarea la moarte a mai marilor bisericii și de a-L pune pe Hristos pe cruce? De ce i-au sucit mâna la spate lui Pilat pentru a obține o condamnare la moarte prin crucificare? Dacă răscumpărarea prin sânge are un rol atât de proeminent, înseamnă că Satana și fariseii au contribuit substanțial la mântuirea noastră. Păi fără ei Hristos n-ar fi putut să facă lucrul acesta, n-ar fi putut să ajungă pe cruce. Iuda trebuie lăudat.
atunci. Că l-a ajutat pe Dumnezeu. E marele deziderat al salvării dumneavoastră, personale. Ia vedeți, când treceți dincolo de mântuirea personală, în spectrul cel larg al marii controverse, în a-L înțelege pe Dumnezeu în această controversă, caracterul Său, cine este El, ce se întâmplă, să vedeți că capătă dimensiuni diferite. Și eu zic că pentru cei care doriți să vă aplicați serios peste această problemă, există dovezi incontestabile că Dumnezeu nu dorea ca Hristos să ajungă pe cruce, nu a fost în planul Lui așa ceva. În afară de visul trimis de Dumnezeu soției lui Pilat, mai avem câțiva martori biblici care dau peste cap acest concept despre jertfa lui Hristos, inspirați de Duhul lui Dumnezeu ca să ne le prezinte nouă. Unul dintre acești martori este Apostolul Petru. Ascultați, bărbați israeliți, ascultați cuvintele acestea. Pe Iisus din Nazaret, om adeverit de Dumnezeu înaintea voastră, prin minunile, semnele și lucrările pline de putere pe care le-a făcut Dumnezeu prin el în mijlocul vostru. După cum bine știți, pe omul acesta, dat în mâinile voastre, după sfatul hotărât și după știința mai dinaintea lui Dumnezeu, voi l-ați răstignit și l-ați omorât prin mâna celor fără de lege. Dar Dumnezeu l-a înviat, dezlegându-i legăturile morții, pentru că nu era cu putință să fie ținut de ea. Apoi, în Fapte 3, Petru declară: voi l-ați lepădat, voi v-ați lepădat de cel sfânt și neprihănit și ați cerut să vi se dăruiască un ucigaș. Ați omorât pe Domnul vieții pe care Dumnezeu l-a înviat din morți. Noi suntem martorii Lui. Ați omorât. Vă rog să remarcați ideea din versetul 23, unde Petru spune că Hristos a fost dat în mâinile autorităților bisericii după sfatul hotărât și după știința mai dinainte a lui Dumnezeu. Că știu că deja ați observat lucrul ăsta. Asta nu înseamnă, cum pot deduce unii, că Dumnezeu l-a dat în mâinile lor spre a-l omorâ. Nu despre așa ceva este vorba în această exprimare. El l-a dat în mâinile lor ca să se vadă clar cum reacționează oamenii păcătoși atunci când sunt confruntați cu neprihănirea pură. Înțelegeți? Textul vrea să spună că Dumnezeu nu s-a amestecat să le împiedice planurile. Deși știa mai de dinainte de ceea ce sunt copiii Săi capabili și cum vor proceda. Dumnezeu nu s-a amestecat. Un alt martor, în afară de Apostolul Petru, este chiar Iisus Hristos, este chiar prototipul. Ascultați! În toate zilele eram cu voi în templu și n-ați pus mâna pe mine, dar acesta este ceasul vostru și puterea întunericului. Dar acum căutați să mă omorâți pe mine, un om care v-am spus adevărul pe care l-am auzit de la Dumnezeu? Așa ceva Avram n-a făcut. Voi aveți de tată pe diavolul și veți să împliniți poftele tatălui vostru. El de la început a fost un ucigaș și nu stă în adevăr, pentru că în el nu este adevăr. Ori de câte ori spune o minciună, vorbește din ale lui, căci este mincinos și tatăl minciunii. Nu voi mai vorbi mult cu voi, căci vine stăpânitorul lumii acesteia. El n-are nimic în mine. Iisus zicea: Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Ei și-au împărțit hainele lui între ei, trăgând la sorți. Mărturia prototipului. Și mai vreți argument? Iată mărturia Sinedului și a conducătorilor iudei. Când l-au zărit preoții cei mai de seamă și aprozii, au început să strige: răstignește-l, răstignește-l, luați-l voi și răstigniți-l, le-a zis Pilat, căci eu nu găsesc nicio vină în el. Iudeii au răspuns: noi avem o lege și după legea aceasta el trebuie să moară, pentru că s-a făcut pe sine Fiul lui Dumnezeu. Avem aici 4 mărturii din surse diferite. Visul soției lui Pilat, declarația inculpatului și declarația criminalilor și declarația martorilor oculari. 4 surse diferite.
Din toate aceste depoziții, oricine poate înțelege că răstignirea a fost plănuită de oameni păcătoși, aflați sub stăpânirea lui Satana și că scopul primordial a fost acela de a-i închide gura și de a-l omorâ. Deci este clar că Hristos, prototipul, strica lucrările diavolului și punea în pericol și în primejdie împărăția. De fapt, prototipul trezea națiunea la realitate, iar oamenii începeau să simtă valoarea unei vieți de autentică credință în unirea cu Divinul și prezența lui Dumnezeu în vindecarea aceasta. Falsul și autenticul se aflau față în față, iar contrastul era izbitor, mă, fraților. Reprezentanții lui Satana din Sinedru nu numai că au plănuit să-l elimine fizic pe Hristos, dar au mers până acolo încât i-au sucit mâna la spate procuratorului roman care se împotrivea unei asemenea grosolane călcări de lege. Iar cerul era alături de Pilat, avertizându-l să nu asculte de cererile nebunești ale conducătorilor evrei. Dacă așa stau lucrurile, cum putem susține că răstignirea urma să satisfacă neprihănirea lui Dumnezeu? Cum ar fi posibil ca o astfel de lucrătură tâlhărească să devină marele act al răscumpărării noastre? Ce facem? Ce legătură este între lumină și întuneric? Cum poate colabora Dumnezeu și Satana fără ca Dumnezeu să se închine lui Satana? Ar trebui să știm că neprihănirea și nelegiuirea nu pot colabora. Lumina și întunericul nu pot sta împreună, ne spune Apostolul Pavel în Corinteni. Este uimitor cum dăm noi din cap a pagubă și spunem eu dacă eram acolo, eu n-aș fi participat la o asemenea mișelie, dar în același timp susținem că Dumnezeu a fost arhitectul întregii operațiuni și că răstignirea urmărea să satisfacă cerințele unei legi neprihănite. Eu nu participam, dar Dumnezeu era arhitectul. O fi mai bun. O asemenea mistificare e produsul întunericului. E o capodoperă admirată în toate mozeile religioase ale lumii, fără nicio suspiciune că e un fals celebru, uimitor. Este tragic să observ cum Biserica Adventistă de ziua șaptea s-a alăturat și ea acestei mișcări religioase care vede în aceleași culori jertfa lui Hristos, care încearcă să vândă lumii falsul acesta. Iar când lumea se va trezi prea târziu să constate că a achiziționat un fals pentru care și-a cheltuit ultimul bănuț, când Hristosul la care s-a închinat cu cea mai mare sinceritate va fi demascat de solia îngerului al treilea. Ce vreau să spun? Martorii pe care i-ați auzit, martorii inspirați de Duhul lui Dumnezeu, susțin cât se poate de convingător că nu a fost nici dorința, nici planul și nici intenția lui Dumnezeu ca Iisus Hristos să fie pus pe cruce. Punct! Și dacă mai vreți ceva, ei mai declară că răstignirea nu s-a produs nici măcar accidental, să nu aud că i-a fost un accident. Nu a fost așa o consecință nefericită a unui concurs de împrejurări nefavorabile. Asemenea, considerente ne ajută să înțelegem că ceea ce trăim noi astăzi este o istorie alternativă. Ceea ce vă spunem noi este o istorie alternativă. Nu este planul pe care l-a făcut Dumnezeu pentru familia sa universală. Nu pentru asta trebuia să vină Hristos. El trebuia să vină să trăiască și să ne arate ce înseamnă unirea omenescului cu Divinul. Asta este reprezentarea neprihănirii, nu nelegiuirea aceasta, să moară un neprihănit pentru toată planeta de nelegiuit. Când iei toată această imagine și deschizi mintea și pui această imagine în marea controversă, momentele majore ale planului de mântuire descoperă o față cu totul nouă a scopurilor și intențiilor lui Dumnezeu în creațiune și capacitatea lui Dumnezeu de a se adapta tuturor situațiilor de urgență fără să se abată de la marele standard al neprihănirii sale, legea sa și caracterul său călcându-o în picioare. Toate! Pentru că numai pe o astfel de guvernare stabilă și pe un astfel de caracter se poate construi o veșnicie acceptabilă în care oamenii să poată să aleagă, încă creaturile sale să iubească din dragoste fără să îi impună.
Și trebuie să dau răspuns că până acum e clar că Hristos nu trebuia să moară. Și dacă Hristos nu trebuia să moară, care a fost misiunea lui Hristos? Și bineînțeles că rămânem la perspectiva marii controverse, fără de care nu am putea să vedem lucrurile acestea și bazat pe caracterul lui Dumnezeu și pe descoperirea luminii, soliei, unirii omenescului cu Divinul în Hristos. Așadar, privită din perspectiva marii controverse, misiunea celui de al doilea Adam urmărea două lucruri esențiale pe care controversa din cer le lăsase nerezolvate. Numărul 1, deformarea caracterului lui Dumnezeu și 2, cauzele morții prin deconectarea de la rețeaua vieții. Și Domnul Iisus Hristos a declarat nu de puține ori că misiunea sa este aceea de a face cunoscut fraților săi pe Tatăl și că în aceasta ar consta viața veșnică. Vă amintiți că suntem, am vorbit destul de mult de Ioan 17 și am mai spus că El a venit să strice lucrările diavolului și că aceste lucrări însemnau o permanentă luptă de a perverti adevărul despre caracterul lui Dumnezeu, despre natura păcatului și despre adevăratele puncte în discuție din marea controversă. Asta a fost misiunea lui Hristos. Din marea controversă, având această privire de ansamblu, noi putem să privim viața așa și putem să mărturisim că Hristos a realizat misiunea slăvită și a declarat că a încheiat-o și a proslăvit pe Tatăl Său. Cum? Și prin cuvânt, și prin exemplu, și prin explicații, și prin viața Lui. A descoperit frumusețea neprihănirii, a descoperit cum e Tatăl, a descoperit caracterul respectos și delicat și pasnic și non-violent al Tatălui, demonstrând că toate, că boala, că suferința, că războaiele, că distrugerea sunt lucrarea satanei, unei puteri potrivnice și nici de cum arme de convingere în arsenalul unui Dumnezeu sfânt și suveran. Și mai mult decât atât, a venit cu descoperirea glorioasă că este un privilegiu să fii un templu locuit de divinitate, că nu este o povară, că nu este o sclavie, că e un templu al lui Dumnezeu și că toată viața în univers este organizată ca temple în care să locuiască divinitatea, scopul etern din veacul veșnic, acela în care Dumnezeu să locuiască în fiecare ființă creată. Îngerii care s-au alăturat revoltei lui Satana au considerat că temelia guvernării divine e un juc al sclaviei. Și cei rămași alături de Dumnezeu au avut mari dubii, vă amintiți? Și acum sub ochii lor vedeau prototipul al doilea Adam, un membru al familiei omenești, prima realizare a scopului etern, onorează pe Dumnezeu împlinind în trupul său scopul veșnic al creațiunii și le arată, ați ales bine. Asta este baza creațiunii. Iar Dumnezeu îl onorează cu înalta cinste de a-i da un nume care este mai presus de orice nume. Și îl invită pe tronul Universului, pe muntele adunării Dumnezeilor, la capătul miezei noapte, astfel că astăzi pe tronul lui Dumnezeu stă un membru al familiei umane părtaș de natură, Duma Divină. Și misiunea sa a fost dovedită prin fapt și prin cuvânt și prin exemplu. A dovedit și a împlinit toate cerințele a ceea ce însemna lumile care priveau. Misiunea sa a fost încheiată când sub priviri omenești și sub priviri îngerești a demonstrat cum poate trăi o ființă umană în mijlocul fără de legii, atunci când este unit cu natura divină, când are legea în inimă și când este un templu al lui Dumnezeu. Asta a fost misiunea lui Hristos, înțelegeți? Restul ia satanei care a condus Sinedru și oamenii despărțiți de Dumnezeu. Și această demonstrație dată de Hristos era cea mai puternică mărturie despre caracterul lui Dumnezeu, despre natura păcatului și despre chestiunile neclarificate din marea controversă. Asta a făcut Hristos. Înțelegeți care a fost lucrarea lui? Înțelegeți care a fost misiunea lui? Înțelegeți ce a venit el să rezolve și a rezolvat? Pentru că lucrarea lui, da, a stricat iremediabil capodopera amăgirilor lui Satana. Noi spunem, crucea a realizat lucrul acesta. De ce zace lumea în cel rău la ora actuală? De ce e moarte și suferință peste tot? Pentru că nu putem vedea că doar lucrarea aceasta a lui a stricat iremediabil capodopera amăgirilor lui Satana. Îl vedem, vedem care este planul. Înțelegeți dumneavoastră la ce aveți acces? Înțelegeți violența cu care s-a năpustit asupra lui Hristos? Care i-a spus, mi-ai stricat toate planurile și asta te așteaptă și vă așteaptă pe toți cei care vă trece prin cap să mă expuneți și să mă încurcați planurile și socotelile de pe planeta mea.
Iar membrii poporului nostru nu sunt pregătiți pentru același fel de confruntare cu diavolul și se măgulesc că lucrarea a făcut-o Hristos în locul lor, iar ei vor fi scutiți de un asemenea tratament. Doar așa se explică bucuria suspectă pe care o simte el atunci când lumea aceasta ne aplaudă și ne medaliază și ne mediatizează și ne invită să participăm la slujbele, ritualurile, serbările și planurile lor de viitor pentru planeta Pământ. În concluzie, dragi prieteni, cred că ați putut observa că Hristos nu trebuia să moară și care a fost misiunea sa. Încă o dată, misiunea omului Iisus Hristos a fost să demaște conspirația satanei și a îngerilor lui la nivel înalt, arătând lumea de la păcat la neprihănire. Aceasta a fost misiunea lui Hristos. Au trecut 2000 de ani de atunci. Iar omenirea nu a reușit încă să înțeleagă natura păcatului, caracterul lui Dumnezeu nici atât, și adevăratele puncte în dispută. Ce este cu adevărat important în această controversă? Adventiștii la ora actuală n-au înțeles scopul lui Dumnezeu cu sanctuarul demonstrat în Iisus Hristos, anume că fără unirea dintre divin și uman realizată prin locuirea Creatorului în templul inimii, nu există viață. Așa se face că ei, deși zeloși pentru câștigarea de suflete, nu au făcut decât să pângărească numele lui Dumnezeu printre neamurile care mergeau să ducă vestea bună. Când va fi onorat numele lui Dumnezeu? Când va fi expusă natura criminală a guvernării păsărilor necurate care trag sforile în Babilonul cel Mare? Când se va încheia această controversă între neprihănire și păcat? Când va adera planeta Pământ la marea comunitate a familiilor loiale guvernării divine? Și Ioan spune că acest lucru se va întâmpla atunci când scopul lui Dumnezeu va putea fi realizat în poporul său, ca o dovadă de netăgăduit că singura cale de la păcat la neprihănire este părtășia de natură divină, legământul cel veșnic. Știți cum numește el acest eveniment grandios? Nunta mielului. Îl găsiți în Apocalips, de la capitolul 19, de la versetul 1 la 6. Așa se încheie marea controversă. E singura cale. Iar prin această realizare a nunții, Dumnezeul nostru va începe din nou să împărățească. Asta este solia care o predicăm. Asta este solia neprihănirii lui Hristos trimisă acestui popor prin fații Wagner și Jones. Această solie arată calea în Sfânta Sfintelor, acolo unde omenescul și divinul se unesc și astfel devine cu adevărat solia Îngerului al Treilea. Este ultima solie de har, o invitație finală la nunta mielului pentru toți cei care urmăresc binele colectiv al familiei omenești, onoarea lui Dumnezeu, a lui Hristos și revenirea la pacea, la siguranța și bunăstare pe care doar neprihănirea le pot garanta. Așa că totul este gata. Poftiți la nuntă!